Următoarea temă și vreau să vă dau a patrulea element. Cum voi l-ați găsit sau nu? Care e a patrulea element? Păi da, și care eu? Da, adică noi spuneam că avem sângele, limfa și oxigenul, da? Trei elemente primordiale care lipsesc și care sunt necesare în fiecare organ. Și ca organismul nostru să funcționeze, el are nevoie în primul rând de aceste trei elemente și mai există și a patrulea element. Și a patrulea element, eu l-am înțeles din procesul ăsta catabolism și anabolism, dar nu știu cât e de cunoscut termenul ăsta la oameni. Când eu l-am învățat, da, Ogulov spunea că există corpuri, există organisme catabolice, da, oameni, și există anabolice, da? Catabolice, cei care procesul metabolic în organism, da, adică sunt oamenii care nu au grijă de ei, care au organele bolnave, care nu fac nimic pentru corp, nu fac deloc sport, nu fac deloc mișcare, nu fac deloc detoxuri, curățări și mănâncă tăcicat sub mână. Respectiv, în cazul persoanelor este, automat se activează procesul de catabolism, dar el se mai numește de dezasimilație, adică de coborâre a procesului metabolic, anume organul propriu. Procesul de anabolism, da, din contră, sunt corpuri anabolice, din contră sunt oameni care au grijă de ei, care fac periodic sport, curățări, masaje, saună, poate veni cu apă fierbinte și așa mai departe. De aceea, practic, alegerea noastră e permanent. În funcție de ce acțiuni noi, ce măsuri întreprindem la fiecare etapă a vieții noastre. De aceea, nouă ne aparține alegerea să creăm din corpul nostru un organism anabolic sau un organism catabolic, da, din zona asta. Mai bine spus, da, patrulea element, ce înseamnă procesul de catabolism, este atunci când energia din celulă pleacă, da, adică ea se duce. Și din contra, procesul de anabolism, ea se activează. Practic, a patrulea element, care eu spuneam, da, la început, e energia din celulă. Da, adică de ce corpul nostru are nevoie de aceste patru elemente, da, adică sângele, limfa, oxigen și energie. Da, asta e diferența dintre om mort și om viu. Da, adică omul mort e cel care nu are energie. De ce noi dând electricitate, da, punând două plus și minus, omul mort învie, da, adică mâinile și picioarele se mișcă. Exact asta se întâmplă în celulele noastre. Celulele noastre, din cauza că noi nu facem nimic, nu facem sport, nu facem alimentație, nu facem nimic, energia din celule pleacă împreună cu sângele, limfa și oxigenul. Respectiv, din cauza asta se activează procesul de catabolism și noi încetişor gătim, cum eu tot timp spun, scândurile pentru lumea cealaltă. Și din contra, atunci când noi, iarăși repet, activăm, funcționăm, permanent ne mișcăm, ne plimbăm prin parc, ventilăm, oxigenăm spațiile, de exemplu, fiindcă oxigenul tot este necesar ca noi să ne simțim bine. Facem plimbări, mișcăm, cum spune, minim 10.000 de pași pe zi. Atunci când noi avem grijă, da, adică să respectăm norma de mișcare, norma de microelemente, norma de a ne debloca, fiindcă acolo unde noi avem un mușchi spasmat, contractat, o articulație blocată, spasmată, acolo se primește că se activează procesul de catabolism, adică de putrefacție, de distrugere și de diminuare a funcțiilor organului dat, sau a țesutului, sau a zonei care este. De ce fiecare organ, când el nu funcționează, dar ieri, de exemplu, a fost la consultație un nene, un domn, așa energetic, așa vieca stare, se uită, și el la consultație doar vine și se uită așa. Da, adică energie zero. Da, adică ca procesele vitale în organism, zero. Și el spune că am fost la toți medici, am fost
la o sumedenie de investigații, beau și vitamine, beau și ce, ne dă și nu știu ce, și pastile eu, și aparataj am trecut, și scanerul la cap am trecut, și nimeni nu poate să-mi spui nimic și cu mine. Da, adică din zona. Și spui întrebarea, cine are omul ăsta? Și când m-a uitat la ficat, ficatul lui, ei, Doamne ferește, dar rinichii, dacă ficatul doar ferește, rinichii la general, zice-o strușă, riduri în jurul ochilor și cerat că rinichii de foarte, foarte mulți ani s-a afectat, respectiv colesterolul de la ficat ridicat, rinichii blocați, adică numai păseam un pic mâna pe burtă și rinichii deodată măriți, se vede că îți măriți și încă și coborâți. Dar și respectiv din cauza asta, reiese că procesul de catabolism, da, în ficat, da, adică energie zero și procesul de catabolism în rinichi și aici e blocat cu totul rinichi și din cauza asta cei ce spunem că rinichi răspunde energia vieții, adică de rinichi depinde cât noi astrăim. Respectiv, cu cât ei mai bine funcționează, adică cu cât mai mult sânge, limfă, oxigen și inclusiv energie, da, adică în celulele propria a rinichilor, respectiv cu atât mai bine vor funcționa. Practic de asta depinde tot. Și ăsta și răspunsul, dacă țin minte, v-am pus întrebarea care este motivul tensiunii coborâte. Da, adică vă știți că tensiunea coborâte de la ce organ? Care e organul care răspunde tensiunea coborâte? Ficatul. Da? Și noi spuneam că tensiunea înaltă, hipertonia arterială, da, e din cauza rinichilor și motivul care? Rinichii. Care motivul? Că la rinichi, care anume motiv în rinichi ridică tensiunea? Lipsa de oxigen și corpul ridică tensiunea că se propulsează oxigen. Respectiv, hipotonia e lipsa de energie. Da, în ficat și din cauza asta scoboară tensiunea. Adică nu are energie ca el să funcționeze. Și noi din contra, activând, mișcându-ne, creând, da, adică deblocând, noi ridicăm energia în celulă și respectiv celulele începe așa. Dar practic celulele fără energie, ele n-au putere să duc și să îndeplinească sarcina lor care este de bază. Da, adică practic este sunt cel mai importante proces. Exact, asta e motivul fondului endocrin, da? Cei care au probleme endocrine, spermatozoizi slabi. Ei nu au energie că duc și fac funcția ciclului, spasma uterului, da, exact asta, adică nu are uterul, nu are energie ca să reproducă hormonii. Și toate glandele, cu toate practic glandele endocrine, adică practic sistemul digestiv nu are energie ca celulele să mulțească, enzimele să creeze, ca enzimele să descompună anumită mâncare, produsă, alimente. Exact sistemul urogenital, exact sistemul cardiovascular și inima tot are nevoie de energie. Fiindcă inima fără energie, ea tot nu funcționează. Dar și ce spunem, sistemul endocrin la fel. Da? Adică secrețiile de hormoni, hormonii iarăși nu se eliberează până nu au aportul suficient de energie. Deci elea practică, astea patru elemente, insuficiență la toate astea, la toate organele, dar practic o insuficiență de un element la un organ îl diminuează. Adică dacă organul nu are oxigen, se duce restul 3. Dacă organul nu are limfă, se duce restul 3. Dacă organul nu are oxigen, iar îți duci toate trei. Dacă organul nu are energie, iar îți duci restul trei. Dar practic, ca cum în priză, plus cu minus. Minus fără plus nu are nicio valoare, exact plus fără minus nu are nicio valoare. Așa este elemente, adică un element fără restul trei nu are nicio valoare. Dar de aceea valoarea lor o face, adică puterea maximă o face când ele toate aceste elemente sunt împreună. Da, de aceea în natură este foc, apă, pământ și aer. Da, tot sunt patru. Da, adică respectiv exact și în corpul nostru. Da, noi putem să le punem aceste elemente, la aceste patru elemente a corpului nostru necesar. De aceea eu deja din
multe cursuri care le-am predat, vorbind, da, adică cu mulți deja, am ajuns la ipoteza și la concluzia asta. Deci sunt multe lucruri interesante care, după părerea mea, trebuie să cunoască fiecare om. Da? Deci cei care vor să afle mai multe lucruri și să învețe cum noi putem face ca organele noastre să primească necesarul ăsta de toate acestea patru elemente. Pentru asta este cursul de masaj visceral, cine dorește. Poate să înscrie ori Moldova, Chișinău, ori București, România. Cu mare drag vă așteptăm la toate cursurile noastre dorite. Intrați la noi pe site ori spaterapia.md, ori spaterapia.ro. Înscrieți-vă și cu mare drag vă așteptăm. Mult succes și ne vedem!